sărut. Mâna, bună ziua! Vă rog frumos, luați loc! Stimate domnule primar al municipiului Ionești, stimați domnul consilier municipal, stimați reprezentanți ai presei, dragi invitați! Pe 1 iunie 2019 s-au împlinit 2 ani de zile de când ne-ați primit în orașul dumneavoastră pentru a vă furniza serviciul de apă și canalizare. Este un interval relativ scurt, dar care a fost benefic pentru municipiul Ionești, cu toate neîmplinirile care încă mai sunt și pe care trebuie să le recunoaștem deschis, s-au făcut pași foarte mari înainte. Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt, să ne uităm puțin în trecut, aș vrea să ne aducem aminte că până la 1 iunie 2017 apa se furniza cu program, dimineața și seara. Să ne aducem aminte că atunci când erau avarii, avarii care din păcate mai sunt și astăzi, dar nu la proporția la care au fost, cetățenii municipiului Ionești, fără nicio vină, decât aceia care erau cetățeni ai municipiului Ionești, rămâneau și o săptămână fără apă curentă. Am venit cu un program ambițios de măsuri organizatorice și materiale, cu un program ambițios investițional și de la 1 iunie 2017 apa a fost furnizată în regim de permanență 24 de ore pe zi pentru toată lumea. Am beneficiat și vreau să mulțumesc pentru tot sprijinul acordat de către domnul primar al municipiului, domnul Gnanghiuc, de către Consiliul Local Principal, Parlamentul Municipiului Ionești, domnii consilieri municipali, să-mi permită să mă laud și eu, am fost 16 ani de zile consilier local municipal la Consiliul Local Principal Constanța, am fost viceprimar al municipiului Constanța 4 ani de zile și am un respect deosebit pentru ceea ce este Consiliul Local Municipal. Este Consiliul, este Parlamentul, repet, dacă vă puteți spune așa, municipiul Ionești, în care toate lucrurile bune se discută și se adoptă și se devin legiferări municipale și obligatorii. Vă spuneam că pe lângă măsurile organizatorice de asigurare și de dotare, am făcut un program foarte ambițios și de investiții și de modernizări. Pe care, deoarece încă n-am reușit să intrăm în programul operațional investiții mari în Poim, și o să vă explic imediat cum stă situația în Poim, că aveți dreptul să fiți informați corect, le-am făcut din fonduri proprii. Dacă vă aduceți aminte, la conferința, la întâlnirea care am avut anul trecut, și ne-am angajat atunci și reciproc că ne vom întâlni anual ca să vedem unde suntem, v-am prezentat ceea ce am făcut în primul an de zi. Vreau să rețineți că până în martie 2018, să vă readuc aminte, că până în martie 2018, Raja investise la Ionești și modernizase la Ionești în valoare de 2.700.000 de euro. Vreau să vă spun și vreau să accentuez, nu trebuie să ne credeți pe noi pe cuvânt. În Consiliul Local Municipal al Ionești, la propunerea domnului primar, s-a aprobat o comisie din care fac parte funcționari din aparatul executiv și din care au făcut parte mereu și a fost coordonată de consilieri municipali, o comisie care certifică toate investițiile și modernizările care se fac în municipiul Ionești. Dacă spunem că am făcut 9 stații de hidrofor, vine comisia, prezentăm situația de lucrări, vine comisia, le verifică, le măsoară, le numără, se certifică, se informează conducerea executivă a municipiului. Deci toate sumele pe care ne-am permis să vi le prezentăm prima dată anul trecut până la martie 2018 au fost confirmate de către această comisie a Consiliului Local Municipal Ionești. În continuare, procedura a rămas aceeași și vreau să știți că de la 1 martie 2018 până astăzi, la momentul discuției noastre, Raja a investit încă 1.048.000 de euro.
care aveți fiecare babă, în ce au constat, să-mi dați voie să nu mai citesc, în ce au constat, să aveți fiecare în mapă, și domnii consilieri municipali, și domnii ziariști, doamnele, domnișoarele ziariste, invitați reprezentanții asociațiilor de proprietari, aveți fiecare în mapă. În total, peste 3.700.000 de euro, care i-am investit în numai 2 ani de zile, în modernizări, în lucruri absolut obligatorii, în înlocuiri de rețele, pentru că, așa cum știți și după cum se poate vedea, e bine să ne uităm din când în când. E normal ce e acum. Dar e bine să ne uităm din când în când și ceea ce am trebuit. Deci, în acești 2 ani de zile s-au întâmplat niște lucruri care au însemnat eforturi financiare foarte mari, foarte mari, pe care le-am făcut cu drag și cu respect, pe care le susținem în continuare din fonduri proprii și sperăm ca astăzi am avut o ședință de monitorizare a stadiului proiect, la care au fost reprezentanți ai primăriei, cred că v-au informat domnul primar deja, mă iertați. Neglijați micii telefon. O secundă. Deci la această ședință au fost prezenți reprezentanții primăriei. De asemenea, a fost prezent domnul director de la Ministerul Fondurilor Europene, colegă a dumnealui. Am fost reprezentanți noi și firma de consultanți. Și am analizat stadiul proiectului pe care îl avem pentru Onești, proiect care a ajuns, îl aveți în mapă, care a ajuns într-o fază foarte avansată, dar din păcate cu o întârziere de luni bune, pentru că ținem foarte mult la calitate și, din păcate, firma de consultanță nu și-a îndeplinit la timp toate obligațiile pe care trebuia să și le îndeplinească. Cu toate măsurile foarte severe, toată presiunea legală pe care am făcut-o asupra dumnealor. Astăzi am avut o ședință de monitorizare în care problema s-a pus foarte, foarte, foarte acut. Și angajamentele, și cred eu că de data asta vor fi respectate, sunt în jurul datei de 25 august. Că tot ce înseamnă proiectul Onești este predat și putem să ne apucăm de licitații. Din nefericire, licitațiile în România sunt supuse mecanismului românesc de achiziții publice care permite oricui să conteste din faza urcării pe zicapa proiectelor, dar am ajuns și la această etapă. Între timp, pentru că cu sprijinul firmei de consultanță n-am reușit să promovăm la timp proiectul, Uniunea Europeană a aplicat niște măsuri mai severe României, iar noi vom cofinanța cu un supliment de peste 3 milioane de euro proiectul de la Onești. Noi, compania de apă, nu dumneavoastră Consiliul Local Municipal. Eu sper ca din iarna acestui an, primăvara anului viitor, pentru că, vă repet, suntem în luna august, dar licitațiile în România durează. Pentru că toată lumea are dreptul să conteste la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, la instanță, și vă asigur că își vor exersa toate posibilitățile să pună vețe în rad. Dar sper, am convingerea că din luna decembrie acestui an, ianuarie anul următor, excavatoarele, utilajele să lucreze în municipiul Onești, la stația de epurare, la acumularea de apă, astfel încât să terminăm într-un an și jumătate acest proiect atât de necesar dumneavoastră și atât de drag nou. Aș vrea să vă spun cu tot respectul că din partea primăriei municipiului Onești ne-am bucurat de tot sprijinul. De tot sprijinul oferit permanent. Indiferent că a fost zi sau noapte, că a fost sâmbătă sau duminică, că a fost zi de sărbătoare legală. Vina pentru întârziere aparține unui cumul de factori în care, dacă îmi permiteți, nu vă încălzește cu nimic. Și nici nu vreau să îl acceptați ca o scuză în care nici noi, operatorul dumneavoastră public de apă, noi suntem vinovați pentru că noi ducem pe umeri acest proiect. Dar noi ne-am făcut datoria.
Noi am plătit la timp, consultantul, Ministerul de Fonduri Europene a fost informat, corect cu problemele și dânsii s-au zbătut. Avem aceste bune de întârziere, de zile de întârziere, care sperăm că pe data de 25 august s-au terminat și putem să trecem la lucrurile adevărate. Achizițiile publice, licitațiile publice și încheierea contractelor și începerea lucrărilor. Deci, la 2 ani de zile după ce am venit în orașul dumneavoastră, furnizăm un serviciu în condiții civilizate, ne onorăm în continuare toate obligațiile pe care ni le-am luat în contractul de delegare de gestiune. Ne-am ieșit o literă din cadrul acestui contract de delegare de gestiune, cu toate angajamentele pe care le-am luat. Suntem preocupați în continuare de modernizarea continuă a serviciului și de ridicarea calității serviciului în continuu. Și vreau să vă asigur, cu responsabilitate și cu respect, cu drag pentru municipiul Onești, care mi-a devenit extrem de drag acest proiect și acest municipiu, sunt ca și cum ar fi casa mea, că se va întâmpla, se va executa integral și acest program investițional, care peste de azi, în 2 săptămâni, a intrat în sfârșit în segmentul decisiv, în ultimul segment decisiv al etapelor care trebuiau parcurse obligatorii. Aveți în fața dumneavoastră o mapă, toate lucrurile sunt spuse acum. În dreapta mea este domnul director de la Ministerul de Fonduri Europene, domnul Chivu. În stânga mea este domnul primar al municipiului Onești. Pentru mine, care cunosc administrația publică locală și cunosc 2/3 din primarii din România, chiar vreau să vă spun că este un om deosebit. Fără să participăm la zilele de naștere 1 a dumnealui sau a mea, fără să mergem în concedii împreună, fără să avem alte întâlniri decât pe proiectul de la Onești. Dar, văzând că sufletul pune și cunoscând din atâtea întâlniri cu aparatul primăriei care le-am făcut, cunoscând problemele cu municipiului Onești și câte s-au rezolvat, pot să vă spun că este un om deosebit. Și ar fi minunat în România să avem cât mai mulți primari ca dânsul în țara noastră. Domnul consilier, v-am informat permanent, am venit și în cadrul ședințelor de Consiliu Local. V-am informat, v-am prezentat întotdeauna situația, ne-ați mai și certat cu bună dreptate, ne-ați și apreciat pentru ceea ce am făcut bine. Eu vă rog în continuare să păstrăm aceleași relații de colaborare benefice, noi în slujba dumneavoastră și împreună în slujba cetățenilor din municipiul Onești. Pentru că am ambiția ca acest serviciu comunitar, serviciu public de apă și canalizare, care mai are foarte puțin timp până va fi la plenitudinea calității, să fie cel mai modern sistem public de apă și canalizare din România. Și să știți că este și va fi. O să-l rog pe domnul director Chivu de la Ministerul de Fonduri Europene să vă spună și dânsul. A participat la ședința de monitorizare de astăzi câteva considerații. Și pe urmă dau cuvântul domnului primar să ne certe, dumneavoastră să ne certați și să vedem ce avem de făcut mai departe ca cetățenii municipiului Onești să fie mulțumiți de hotărârea pe care noastră Consiliul Local Municipal a luat. Bună ziua tuturor! Andrei Chivu este numele meu, sunt director la implementare la POIM, la fonduri europene. Eu ce să vă spun, ca și director de implementare, acest proiect are 3 contracte de lucrări. Două dintre acestea o să fie mai puțin vizibile pentru comunitatea locală, fiind vorba de modernizarea stației de epurare și de un contract de lucrări, prin care se va moderniza și captarea apei în zonă. Însă, vă rog frumos, din experiența pe care o am în țară, să aveți foarte multă răbdare vis-a-vis de contractul de lucrări de rețele în oraș. O să fie puțin deranj public, însă, având în vedere că beneficiați de poate cel mai bun beneficiar în zona de apă și apă uzată din România în momentul ăsta, cred că lucrurile vor evolua foarte bine. Am avut și astăzi o discuție mai dură cu consultantul vis-a-vis de pregătirea și de buna calitate a documentațiilor de atribuire vis-a-vis de aceste aspecte. Din punctul meu de vedere, suntem aproape de finalizare, avem niște termene asumate și, sub
sub aspectul unor sancțiuni foarte dure asupra consultantului, dacă nu se vor desfășura în calendarul propus de el astăzi la ședință. Îi vă urez succes și voi veni cu plăcere de câte ori va fi nevoie pentru a sprijini beneficiarul, dar și comunitatea locală. Succes încă. Vă mulțumesc. Domnul primar, vă rog respectuos, parul să fie de foc. Cum spuneți, de foculață. Și încă o dată vă urez mult venit în municipiul Onești. Țin să le mulțumesc în primul rând domnilor consilieri care astăzi au venit, de fapt, să, și sper ca toată această discuție să se transforme practic într-o ședință de lucru pentru a clarifica mai multe aspecte. Aspecte care mi-au fost aduse la cunoștință în ultimele ședințe de Consiliu Local și vă spun și din ce perspectivă. Istoricul activității Raja în municipiul Onești a făcut-o într-un mod foarte bine structurat domnul președinte Felix Troie și nu știu dacă mai pot adăuga eu câte ceva, cu toate că aș menționa și anume un lucru, faptul că s-a uitat programul de furnizare a apei pe care îl aveam acum câțiva ani. 3 ore dimineața, 3 ore seara, nu cred că o să-l uit vreodată eu. Alții l-au uitat, dar fiecare cu propria conștiință, memorie și așa mai departe. Raja este o companie pe care atunci când trebuie să o laud, o laud, iar atunci când trebuie să o critic, o critic. Este o companie românească de succes. Nu știu dacă mai există una de asemenea învergură, dar să știți că succesul nu întotdeauna se cuantifică numai în bani. Pentru că de o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă mai întâlnim acea idee și anume, domne, dai scumpă apa la Onești, că apa vine de la Dumnezeu, că vine prin cădere de la Valea Uzului, prin legea gravitației și totuși, de ce e așa scumpă? E, să vedeți cât de scumpă a fost Raja apa pentru Onești, cât timp acest serviciu a fost la primăria municipiului Onești, vă spun imediat. Din memorie, mă uitam pe aceste materiale în care se prezintă investițiile făcute de către Raja în ultimii ani și ele duc undeva la milioane de euro. Eu vreau să vă spun că serviciul acesta, după ce l-am preluat, cum l-am preluat și l-am delegat provizoriu către DPP, am pierdut 3 milioane de lei în 6 luni de zile. Vreau să vă spun că toate drumurile care se fac astăzi în municipiul Onești, în acest an, nu ajung la 3 milioane de lei și se fac câteva. Vreau să vă spun calea Judului, aproximativ 4 milioane de lei, 5 km de drum. Asta vă spun pentru a înțelege toți în ce condiții am preluat acest sistem de apă, cu toate că el funcționa 3 ore, unde am ajuns în 2 ani, și ce preț a plătit comunitatea pentru a avea apă câte 3 ore pe zi, 6 luni de zile? Cât am gestionat noi acest serviciu. Noi mă refer la Consiliul Local Onești prin DPP Onești-SA. Trageți dumneavoastră concluziile pentru ceea ce a fost. Puteți să le trageți și pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Eu doar vreau să trag o tușă așa asupra ceea ce cred eu că este destul de grav. Și sper că ceea ce se întâmplă astăzi să nu se confirme anul viitor. Vedeți dumneavoastră, și mă adresez aici și domnului director general de la Raja și domnului director de implementare de la Ministerul Dezvoltării și colegii staffului de conducere Raja și consilierilor locali, îngrijorarea este una legitimă, deoarece poimul ăsta, teoretic, ar trebui să se închidă în 2020. Noi, în cel mai fericit caz, acum și consilierii locali și noi, mai cam toată lumea de pe aici, știm cum se mănâncă pâinea asta cu administrația și cu licitațiile. Licitațiile, dacă se ridică pe SICAP, eu știu, în luna august, cum am înțeles, luna aceasta sau început de lună septembrie, într-un termen foarte optimist, fără contestații complicate, adică la caietul de sarcini se mai repede se clarifică, dar ulterior, dacă se ajunge la CNSC, e mai complicat. Într-un termen optimist, lucrările pot începe februarie-martie anul viitor. Eu am încredere în capacitatea Raja, dar aici
nu prea are Raja ce să facă. Vedeți dumneavoastră consultantul care face documentația de atribuire, vedeți dumneavoastră cei care vor participa la licitații, cei care vor analiza clarificări și ce ori mai fi contestații, pot împinge termenul ăsta undeva unde nu aș vrea să mă pronunț eu, unde, dar sper că nu se întâmple lucrul acesta. Vreau să închei într-un mod așa cum am început și anume, să vă spun că municipiul Onești, acum 3 ani de zile și acum 2 ani de zile când Raja a preluat furnizarea sau preluat furnizarea acestui serviciu sau gestionarea lui municipiul Onești, municipiul Onești nu exista în POIM. Eu vă spun că din toată sala asta nu vreau să, și credeți-mă cu tot respectul pentru dumneavoastră, nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar puține persoane înțeleg, pentru că n-au de unde să înțeleagă ce însemna lucrul acesta. Adică am luat nu al ultimul tren, ultimul vagon din fugă, greu am apucat să intrăm în poimul ăsta. Dacă nu, și nu existam în acest poim pe județul Bacău, și nu existam. Municipiul Onești avea soarta stabilită, și anume nu beneficia de niciun leu finanțare pe fonduri europene. Ce s-ar fi întâmplat? Eu pot înțelege ce s-ar fi întâmplat și am dimensiunea cuvintelor și a tot ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că nu s-a întâmplat. Și vă rog să analizați ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Modul cum își desfășoară activitatea Raja la Onești? Las pe altcineva să aprecieze. Eu apreciez și cum am apreciat, am și transmis acest mesaj. Eu spun că în sfârșit beneficiem de condiții decente, de bun simț, de alimentare cu apă și canal în municipiul Onești. Adică 24 de ore din 24. Că ieftin, că e scump, vă las tot pe dumneavoastră să apreciați. Eu zic că nu e scump. Dar întotdeauna putem găsi, eu știu, motive să nu apreciem la întreaga valoare sau la adevărata dimensiune un serviciu. Vă spun că activitatea și ei sunt angajați care au lucrat și la apă canal. N-au venit extraterestri să coordoneze această activitate. Au venit tot români, numai cu oameni serioși, bine pregătiți și cu bune intenții. Despre asta e vorba. Eu nu pot face decât să mă gândesc optimist că în începutul anului viitor îl vom întâlni sau îl vom petrece cu cupa de excavator în februarie-martie în Onești și cu buldozere, pentru că altfel e complicat. Și am trecut prin momente complicate vis-a-vis de acest serviciu, nu vreau să mai trec o dată și sper că nu-mi veți da această ocazie, domnul președinte. Eu vă știu un om extrem de serios, un om foarte capabil, aveți o echipă foarte serioasă și din perspectiva asta, împreună cu angajații Ministerului Dezvoltării, m-aș bucura cu sprijinul primăriei municipiului Onești și a Consiliului Local să împingem lucrurile înainte. Acum am mai spus-o într-o ședință anterioară pe care ați desfășurat-o la Raja, nu cred că ne ajută pe niciunul dintre noi să vedem care e vinovatul, că e consultantul, că e primăria, că e Raja, că e altcineva. Nu ne ajută. Eu sper să avem înțelepciunea și capacitatea să împingem lucrurile înainte, pentru că altfel nimeni din municipiul Onești nu va înțelege cu adevărat a cui este vină. Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Consilierii locali mi-au adresat foarte multe întrebări în ultimele ședințe de Consiliul Local în privința serviciului public de alimentare cu apă din perspectiva investițiilor sau acestui program de investiții pe fonduri europene pe POIM. I-am invitat pe toți alături de dumneavoastră să participe astăzi la această întâlnire. Marea majoritate dintre domniile lor sunt prezente în sală și m-aș bucura ca alături de mine și domniile lor să vă adreseze întrebări la care să le răspundeți, pentru că nu cred că cineva din această sală are ceva de ascuns. Eu nu cred. De-aia ne-am întâlnit. Da. Eu vă mulțumesc, vă urez succes și să știți că eu am mare încredere în ceea ce se va întâmpla cu Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în municipiul Onești. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul primar! Doamnelor și domnilor consilieri, vă stăm la dispoziție. Ne vom întâlni în fiecare an, în preajma zilei de 1 iunie, să facem un bilanț, unde am fost și unde suntem.
Aștept întrebările dumneavoastră și vă răspund cu toată onestitatea și în spiritul realității. Vă rog frumos. Microfon? Domnii ziariști. Sau domnii consilieri locali, sau domnii de la asociațiile de proprietari, mă rog. Domnul Racu, vă rog eu frumos să adresați o întrebare ca să nu... Acum vă auzim, dacă țineți mai aproape. Avocat, domnul consilier, e de bun simț și pertinent ce spuneți dumneavoastră. Dacă îmi dați voie câteva comentarii și să formulez un răspuns, haideți să lămurim cu prețul apei. Deci noi furnizăm un serviciu al cărui preț pe România, astăzi, prețul nostru de furnizare pe România, astăzi, că sunt 43 de operatori regionali, suntem pe locul 10 în România. Dar atenție! Dumneavoastră, toți cetățenii din România, în afară de abonații companiei Raja, abonații celorlalți 42 de operatori regionali, am estimat corect, inclusiv Crabu, mai au un capitol pe factură. Apa de ploaie. Mai au un capitol pe factură, apa de ploaie, apa pluvială, care înseamnă la valoarea facturii 9,76%. Deci după ce scrie pe factură apă, canal, atâția metri cubi, atâta preț unitar, fac 15 lei, mai apare poziția 3, apă meteo, apă pluvială, apa de ploaie, ca să o spunem pe șleau, indiferent că plouă sau nu plouă, se facturează lunar, abonații companiei Raja nu plătesc apă meteo. Suntem singura companie din cele 43 care
Am avut în baza prevederilor legale, dar legea ne permitea să o încasăm. Am avut acest respect față de abonații noștri și atunci, dacă socotim acest 9,76% care noi nu-l luăm la factura per total, prețul nostru se duce la mai mult de jumătate în jos spre coada listei, prețul nostru de furnizare. Și este un preț corect, pentru că asigurăm un serviciu de 24 de ore pe zi, pe o rețea, pe o rețea pe care nu și-ar fi permis nimeni să asigure acest serviciu începând cu data de 1 iunie 2017, 24 de ore pe zi. Pe o rețea care are și 60 de ani vechime, vreau să vă spun încă o dată, și domnul avocat să nu mi-o luați ca o scuză, ci ca o informare corectă, că o țeavă de oțel are durata de viață de 20 de ani. Atât este standardul ei. Și după 20 de ani trebuie schimbată. Avem infrastructură neschimbată de 60 de ani, aproape toată. Și pe această infrastructură care este vai de mama ei, noi ne-am asumat și ne-am angajat și am asigurat serviciul de apă 24 de ore pe zi. De aici, domnul avocat, domnilor consilieri, de aici, din păcate, aceste întreruperi ale serviciului, care până la acest program investițional ne străduim să fie cât mai puține, dar care vor mai fi, cu toată onestitatea. Și cu tot respectul, repet, și nu sunt vorbe meșteșugite, m-am atașat și mi-e atât de drag municipiul Ionesc și vreau să facem cel mai modern sistem din România, de departe. Cu toate greutățile care le întâmpină. Și îl vom face, rapid, de tot îl vom face, că am intrat practic pe linia dreaptă a proiectului acum. Practic am intrat pe linia dreaptă. Nu își va mai permite consultantul să treacă de 25 august. Nu mai are cum. De aici, deci, cred că am lămurit un pic treaba cu prețul și v-am dat un răspuns care știu că nu vă satisface, știu că nu este mulțumitor și nici nu este normal să vă mulțumească. Din păcate, vor mai fi întreruperea de serviciului, dar vreau să constatați tot cu onestitate că sunt mult, mult mai puține ca înainte de 1 ianuarie 2017. Avem aici, pe lista de investiții, am făcut niște puncte de hidrofor, foarte multe, investiție mare, ca să reducem presiunea, venea apa cu 7 atmosfere, cu 9 atmosfere, pe sistemul ăsta ciuruit, se întâmplau 10 de avarii pe zi. Am redus presiunea de la 7-9 atmosfere la 2 atmosfere, care este suficientă să urci până la ultimul etaj. Aceasta este presiunea în orașul Constanța, aceasta este presiunea în municipiul Bacău, probabil. Sigur, asta e presiunea în orașul București. Am luat toate măsurile, tot ce a depins de noi și am investit, și să știți că n-am investit din rezultatul financiar pe care l-am obținut la municipiul Ionești. Vă asigur cu tot respect. Am luat toate măsurile ca să modernizăm sistemul și să eliminăm cât mai multe din cauzele care conduc la producerea de avarii. Referitor la acest proiect, spun încă o dată cu toată răspunderea, de asta am și venit aici. Îmi pare rău că n-am putut să facem întâlnirea pe data de 1 iunie. Am depășit cu o lună și 10 zile. Am vrut să facem și această ședință de monitorizare care a fost foarte severă astăzi. Concetățenii, colegii dumneavoastră din primărie, vă pot spune cât de dură a fost această ședință. Vă pot spune încă o dată. Bine, noi suntem implicați în problemă, dar n-am cauzat noi prin incapacitate financiară, prin lipsă de seriozitate, prin lipsă de interes, n-am produs noi lunile de întârziere și m-ați întrebat câte luni de întârziere. Sunt 11 luni de întârziere. Care din diverse motive, care toate motivele astea sunt românești, să nu mai dăm vina, că noi avem o problemă când se întâmplă ceva în România, sunt de vină nemții, ungurii și rușii. Nu, sunt motive românești. Toată România este Natura 2000, ceea ce face foarte greu de obținut autorizațiile de mediu. În toată România, birocrația este la ea acasă. Ne-am confruntat
Eu nu spun lipsa de seriozitate, că nu vreau să jignesc consultantul, că nu-l selecționam. Ne-am confruntat cu incapacitatea de a depăși anumite probleme grele a consultantului. Am detașat o echipă de oameni de la Constanța, am detașat-o la Onești, am lipit-o legal, legal și transparent. Am lipit-o de consultant și care 24 de ore pe zi lucrează cu consultantul. Încă o dată vă spun că am convingerea că pe 25 august totul se termină. În ultima săptămână din august urcăm toate caietele de sarcini pe seapă, sicapul actual și dăm drumul la licitații. Acum, are dreptate, domn primar, nu pot să-mi permit să-l contrazic, nu pentru că e primarul municipiului, pentru că e un om ancorat în realitate. Acum depinde și cât de contestate vor fi aceste caiete de sarcini, cât de contestate vor fi ăla care vine cu... Păi ce să vă spun? Că e o licitație în România unde un cetățean care a venit cu 16% din cifra de fezabilitate, 16%. Dacă dumneavoastră credeți că un cetățean care vine cu o ofertă de 16% din studiul de fezabilitate poate să fie, dați-mi voie să nu dau nume, că nu pot să le dau, că intrăm în daune interese, dar nu mint, domnul director poate să vă spună, cu 16% legea românească îi permite să facă contestații, să meargă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care e birocratic românesc, a venit și consultantul, mai la urmă, ca să nu-și ia bătaie. Da, uitați, tot au venit, da. Dar nu scapă, evident că nu scapă, da? După, dacă este nemulțumit, că poate domnul primar are dreptate, nu știe toată lumea, din păcate, mecanismul de atribuire a unui contract. Dacă nu ești mulțumit, de ce o mai fi înființat noi Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor? Eu nu înțeleg. Că dacă nu ești mulțumit de ceea ce judecă la Consiliu, și acolo sunt complete de judecată, cu ștampile, îmbrăcați în haine de judecători, dacă nu ești mulțumit de rezultatul de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, te duci în instanța de drept comun. Și acolo încep iar procesele, termenele, și de aia te duci așa cum spune domnul primar. Deși legea spune că sunt obligate să soluționeze cu celeritate problemele de fonduri europene, sunt atâtea și de mii de cauze și de dosare și dânsii sunt cât sunt, că nu fac față. Dar eu sper că totuși decembrie, ianuarie, să fie termenul în care apar excavatoarele și constructorii dau drumul la treabă. Acum eu nu vreau să o dau pe politică, că nu facem politică. Facem singura politică care o facem, este politica interesului cetățeanului din municipiul Onești. Indiferent de spectrul politic, de PNL, USR, PSD, PMP, Plus, M10, nu are nicio relevanță. N-au nicio legătură aceste partide politice cu proiectul de la Onești. Proiectul de la Onești este în slujba unui singur partid politic, Partidul Cetățenilor Municipiului Onești, toți, în corpore. Va fi o problemă că dumneavoastră partidele veți intra în campanie electorală pentru alegerile din iunie 2020 și cu siguranță o parte consistentă din cetățeni vor fi ajutați, îndrumați să-și exprime nemulțumirea față de Consiliul Local Municipal actual, care a primit baraja în Onești și și-au găsit să sape Toma în primăvara lui 2020. Dar eu zic că trebuie să ne asumăm cu toții și încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul, corect, cinstit, bărbătește, nu demagogic. Vă mulțumesc din tot sufletul domnilor și doamnelor consilieri municipal, domnule primar, pentru faptul că ne-ați oferit posibilitatea să prestăm un serviciu care vrem noi să fie cel mai bun din România, care e mai bun decât acum 2 ani. Dar acum 2 ani era anormal. Nu trebuie să ne comparăm cu anormalul, că n-ajungem nicăieri. Acum 2 ani era anormal, total ce era. Dar cu siguranță, la finele anului viitor, jumătatea celuilalt an, cu siguranță îmi pun capul în fața dumneavoastră, va fi cel mai modern sistem de apă din România. Domnul avocat, măcar de 7 v-am răspuns? Da. Alte întrebări? Poftiți, domnul consilier. Da. Ați adus subiect de
Tot avocat, nu? Al doilea avocat. Da. Dar atenție! Atenție, domnul avocat! Vorbesc pentru toată area de operare. Deci, și pentru toți operatorii de apă din România. Această apă pluvială, indiferent că prin rețeaua specializată, foarte multe localități, cele mai multe localități din România, n-au rețea specializată de apă pluvială. Nu au. Nici nu există municipiile dezvoltate. Nu există municipiu care să aibă organizat pe tot teritoriul municipiului rețea de apă pluvială. De exemplu, la Constanța, nici 7-9% sunt rețele de apă pluvială. Nici dumneavoastră la Unești nu stați mai bine. Dar nu e vorba de faptul că preia apa pluvială. Indiferent că această apă de ploaie ajunge prin rețeaua de apă pluvială pe care o întreține municipiul sau nu, sau că ajunge prin rețeaua de canalizare centralizată a orașului, ea ajunge într-o stație de epurare. Nu putem să vorbim despre epurarea de la Unești, că râd și burcile de noi. De-aia am zis că vorbesc în principiu. Ajunge în această stație de epurare și credeți-mă că stațiile de epurare sunt niște uzine chimice care, a căror cheltuială de funcționare este cu atât mai convenabilă, mai mică pentru operator, cu cât apa uzată, apa de canalizare care ajunge în ea, este mai încărcată. Înțelegeți ce vreau să spun? Când ajunge apă limpede în stația de purare, nu e în regulă, cheltuielile sunt duble. Pentru că acea încărcare biologică, înțelegeți ce vreau să zic, nu? Care este în apa de canalizare, face să funcționeze reacția chimică pe baza căreia merge stația de epurare. Pe când la apa limpede, apa pluvială, nu ajută deloc reacția chimică și se consumă mult mai multă energie, mai multe cicluri, mai multe substanțe chimice și atunci operatorii de apă din toată lumea civilizată, hai să vorbim despre Uniunea Europeană, au, mai ales de când s-a introdus acest fenomen, această epurare, au prin directivă europeană și prin legea românească, au această facilitate de a încasa de la cetățeanul căruia îi prestează activitatea apa pluvială. În orașul Constanța, în zona noastră de operare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care este forul nostru tutelar, a aprobat încă din 2013, la propunerea noastră, ne-am asumat să fim mai eficienți economic, să fim mult mai atenți cu cheltuielile. Și, în definitiv, ne-am asumat să respectăm mai mult buzunarul cetățeanului. Și noi ne-am asumat să venim în fața adunării generale. Dumneavoastră sunteți doi avocați care m-ați băgat în părți până acum, de-aia dau explicații mai juridice. Da? Și am venit în fața adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și am zis, da, domnule, dumneavoastră puteți să hotărâți, nu noi. Dar dacă dumneavoastră hotărâți, noi ne vom descurca și fără apa pluvială. Și atunci, normal, prețul prestației pe toată area de operare, conform legii, trebuie să fie unic, așa spune legea domnului avocat, noi am venit la dumneavoastră fără pretenția să încasăm apă pluvială. Dacă vă duceți până la Bacău și din curiozitate, dacă aveți duși de la Bacău și le cereți o factură, o să vedeți acolo că mai apare și apa pluvială. Și care, vă rog frumos, că avem calculatoare pe telefon. E 9,76% în plus la valoarea facturii. Dumneavoastră nu veți plăti niciodată. Atunci, acumulat cu faptul că prețul nostru este al 10-lea din România între operatorii regionali,
Că avem și noi, de exemplu, comună și cu Constanța, unde prețul apei e 90 de bani. Cu TVA, cu tot și cu profit 40%. E de râsul lumii. Dar a intrat Consiliul Concurenței că este subvenție mascată și vai de mama lor cu dosare penală. Atunci, prețul pe care noi, care e corect, cum spunea domnul avocat, primul anchetator, ca să zic așa al meu, trebuie să fie o concordanță. Prețul este corect. Și este un preț care nu este cel mai mare din România și care va rămâne foarte mult timp așa. Și de fapt, noi de când am venit la dumneavoastră, a rămas așa. Nu v-am luat și n-am cerut și nu o să cerem un bănuț în plus. Ne-am angajat ca până când vom tăia panglica la ultima investiție, până când vom face sistemul, ne-am angajat ca până atunci când vom face sistemul de apă și canalizare cel mai modern din România, să nu avem dubeul să vă cerem un ban în plus, așa ne-am angajat, că nu sunteți Consiliul Local care ne-ați primit, să vă cerem vreun ban în plus la prețul apei. Și nu o să vă cerem. Disconfortul meu în fața dumneavoastră este că noi azi trebuia să fim în lucrări. Și nu suntem în lucrări. Eu, în puține situații din viața mea, indiferent că am fost comandant de unitate de nave în Marina Militară sau că am fost director general sau că am fost o altă funcție de demnitate publică, în puține momente din viața mea nu mi-am ținut cuvântul. Dar niciodată din cauza mea. Însă, nu, mi l-am asumat. Mi-am asumat că nu s-a întâmplat. Dar ce vreau să spun? Nu vreau să mă scuz. Că n-are rost să te scuzi. Că nu ești condamnat la locul de muncă să ocupi o funcție. Dar vreau să spun că am făcut tot ce am putut și niciodată n-am fost vinovatul direct. Că nu s-a putut realiza. În puține situații că nu s-a putut. Ei, credeți-mă, așa este un proiect de 10 de milioane de euro european. Ăsta e mersul lui, cu consultanță, cu Agenția Națională de Mediu. Acum, dacă vreți, pot să spun și eu ceva, pot să spun că domnul primar a vorbit și cu siguranță nu-mi dă peste voleu replica. A mai fost și un pus care nu l-a făcut municipiul Onești și îl facem noi? Are vreun rost să ne aruncăm mingii peste fileu? Nu. Cetățeanul vrea să vadă apă 24 de ore pe zi, prețul să fie corect și cât mai mic, investițiile să fie făcute, să nu mai se oprească apa decât o dată la 5 ani, că s-a întâmplat nu știu ce. Suntem aproape de momentul ăsta. Credeți-mă că suntem foarte aproape. Vă rog frumos alte întrebări. A, mai ia cu puzul acum. Nu, o să-i răspund. Eu sunt atent la ce se vorbește aici. Pentru că sunt lucruri foarte importante și răspund eu domnului coleg Panfil la întrebare. Că domnul Stroie știe și foarte multă politică, nu numai management. Nu s-a predat serviciul acesta. Canalizările sunt la noi. Nu, la pluviale. Pluvialele sunt la noi, pardon, nu canal. Pluvialele sunt la noi. De ce apar situațiile astea în care după ce plouă, mai ales precipitațiile sunt abundente? Este ușor de înțeles. Infrastructura rutieră s-a dezvoltat în municipiul Onești, atât cât s-a dezvoltat, dar în ultimii 8 ani de zile, doar cine nu vrea, nu vede că s-au făcut foarte multe parcări. Apele pluviale din parcările alea trebuie să se ducă printr-un sistem de acesta, de ape pluviale, deci se duc în canalizare de obicei și aici aveți dreptate, este rău. Dar nimeni, până în momentul de față, mă refer fost operator, nu a avut o strategie de dezvoltare a infrastructurii de preluare a apelor meteorice, mai ales din noile, să zic, spații de parcare. S-a extins suprafața de parcare, plouă la fel de mult sau mai mult sau mai puțin, dar nu se mai duce apa în pământ, de pe beton rămâne. Ăsta este motivul. Bineînțeles, colaborat cu starea tehnică a infrastructurii din acest moment. S-a spus 60 de ani și așa mai departe. Referitor la pus, că trebuie să răspund, eu vreau să vă spun că ne chiduim cu ghilimele de rigoare și încă suntem în chinurile facerii, vis-a-vis de un pug, unde am avut acum 4 ani un câștigător, nu eram eu în mandatul meu de primar, a câștigat cineva să facă ce a spus dumneavoastră, vine și cu 20% din valoare, 30%, se apucă, conform contractului mai prinde și câte un mic avans, după care te lasă cu ochii în soare. Du-te în justiție, procese, te trezești sau rămâi în acea situație cu problema nerezolvată.
Primăria Municipiului Onești este, după chipul și asemănarea, primăriilor din România, că așa suntem. Unele, clar că sunt mai performante, mai ales primăriile de municipiul de reședință de județ, pentru că ele sunt de înțeles și fiind partea financiară este alta. În consecință de cauză și aparatul de specialitate și așa mai departe. Pugul, închinurile facerii, ca și sunt situații excepționale când trebuie să facem puz, și atunci am convenit că este mai bine să-l facă Raja pentru nu a fi într-o situație în care nu se mai face deloc. Și a nu întârzia, am spus, domne, asumați-vă lucrul acesta din punct de vedere financiar. Nu este împotriva legii, dar e clar că Raja a mai făcut un efort în a susține din punct de vedere financiar un astfel de post. Și nu e o valoare foarte mare. Dar la noi procedurile riscau să ducă termenul foarte mult. Asta este logica și eu sunt un, cum îmi place să spun, un om corect. Vis-a-vis de apa pluvială, uitați, știți că prin Consiliul Local se mai spunea că se facturează. Nu se facturează. Dacă se factura, nu știu unde ducea prețul. Și asta e interesant. Și vreau totuși să mai fac o mențiune, ca cineva, văd că sunt și domni ziariști de la Bacău și să nu las vreo impresie greșită. Mai spun o dată, municipiul Onești nu exista în POIM pe județul Bacău. Nu era în master plan. În master plan, pardon. Și clar nu puteam beneficia nici de POIM. Da. De ce nu era în master plan? Pentru că serviciul îl presta o societate comercială și nu era serviciu public. Din aceea exista această excepție în județul Bacău, singura. Nu este vina decât a celor care la acel moment n-au înțeles, și mă refer la cei care n-au înțeles, sunt cei care gestionau serviciul, n-au înțeles că interesul primordial este acela ca oamenii să aibă apă. Nu, deci aveau alte interese, să facă bani sau să nu facă alții bani, să nu beneficiem de apă și mulțumesc Bunului Dumnezeu, uite că am scăpat de această situație, pentru că odată spun, cred că ar fi fost cea mai mare problemă a municipiului Onești, cum ar spune unii, forever. Nu se rezolva. Și nu aveam bani să o facem și nici nu existau pârghii legale să rezolvăm problema. Așa a fost să fie să se rezolve în acest fel, să vină Raja la Onești. Cum a venit Raja la Onești, consilierii locali știu și le mulțumesc. Au contribuit din plin alături de mine ca Raja să fie operator la Onești și mă bucur pentru acest lucru. Da, acum știam eu că vă lămuresc până la urmă. Deci, atenție, acum directiva europeană, că suntem la Uniunea Europeană, domnul avocat, și dacă vrei să stai în sala asta, spune-vă cămașa albă, costum, te bărbierești, nu te obligă nimeni să stai la Uniunea Europeană dacă nu accepți condițiile. Ei, acum cu această apă pluvială, ca să-i lămurim pe cetățeni. Nu mai este voie apa pluvială să ducă în râu, să se ducă nu știu unde. Ceea ce nu se scurge în pământ, că e spațiu verde, aia nu se calculează. Ceea ce e după platforme betonate, ceea ce e după trama stradală, ești obligat să o oprei și să o bagi într-o stație de epurare. Asta e viața. Deci trebuie să ne mobilizăm cu toții, împreună, să rezolvăm și această problemă. Stația de epurare este și ea contractul de lucrări numărul 2. Și când va fi gata stația de epurare, că nu putem să spunem acum că avem o stație de epurare cu treaptă mecanică, atâta e tot ce avem. Vom avea o stație de epurare cu 4 trepte, inclusiv extragerea metalelor grele din ea. O apă limpede ca și cristalul va fi la final. Și aceste ape pluviale, din parcări, din tramă stradală, trebuie duse tot în stația de epurare. Și atunci, în continuare, în toată țara, această apă pluvială se va factura și achita de către beneficiar, cetățeanul sau agentul economic sau instituția publică. Repet, adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Adi Apă Canal Constanța, care are cele mai moderne principii de funcționare, a luat această hotărâre în anul 2013 ne-a chemat până acolo și noi le-am demonstrat cu documente că ne vom descurca în continuare și e un avantaj de 9,76%. Este? Este.
Dar această, vă ridic această problemă ca și consilier municipal, această problemă a preluării apelor trebuie să o rezolvăm, că dacă nu vor urma amenzi de mediu zilnici, și trebuie rezolvată. Singurul capitol, să-mi permiteți, spre informare și prin noi care se face să vă pe cetățeni, tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană are mai multe capitole. Capitol rutier, capitol de mediu, capitol de sănătate, capitol de agricultură. Știți că au fost negocierile până s-au închis toate capitolele și n-au primit. Singurul capitol din toate capitolele tratatului de aderare, care este cu conformare, ce înseamnă cu conformare? Dacă nu realizezi ce ai semnat, urmează infringementul, amenda zilnică. Dacă am plătit infringementul pe mediu, că nu ne-am conformat numai la apă și canalizare, atenție, că nu ne-am conformat numai la apă și canalizare, ar fi 32 de miliarde de bani, de euro. Singurele amenzi sunt la conformarea pentru problemele de mediu. Și atunci va trebui și acea apă de pluvială meteorică, a zis domnul primar, că vreau să fiu mai academic, această apă de ploaie, trebuie să o colectăm și să o ducem în stația de epurare. Că dacă nu vine infringement după unitatea administrativ-teritorială, pe Onești. Și asta e trebuie lui Onești să amendă că nu ducem apa de ploaie. Dar împreună o să o ducem în stația de epurare. Alte întrebări, vorbim. Domnul primar, sunteți amabil că nu vă văd. Nu vă vedem, să știți. Suntem 70 de mii, așa dacă îmi permiteți, domnul președinte. Am înțeles bine întrebarea și o ridicați este o... Și o ridicați mai mult timp și e o întrebare corectă. Dumneavoastră sunteți asociații de proprietari. Legea în România, legea furnizării acestui serviciu public, că e un serviciu public de apă și canalizare, ne obligă pe noi să aducem serviciu până la limita proprietății private. Și este normal. În cadrul proprietății private, trebuie să-și repare problemele de la acoperiș până la casa scării și până la instalația de apă, trebuie să-și repare proprietarul. Dumneavoastră, fiind asociație de proprietari, chiar dacă sunt mai mulți proprietari, sunteți proprietari privați și trebuie să aveți grijă de casa dumneavoastră. În orașul Onești, dar poate revenim la treaba asta. Noi avem dispeceratul fiind serviciu care colectează sesizările, avariile în rețea, diverse probleme. Nu avem serviciu de dispecerat care să mergem să reparăm la blocul cutare de pe strada cutare. Contracost, am înțeles ideea. Ca și răspuns că asta vă doare, vom veni în fața Adunării Generale de Dezvoltare Intercomunitară cu o propunere de tarif pentru acest serviciu și trebuie ceea ce nu-i prevăzut de lege, putem să facem cu aprobarea Adunării Generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Să venim cu un tarif și să arătăm că la solicitarea venită din municipiul Onești, membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, și cetățenii au dreptate să înființăm niște echipe care să vină la dumneavoastră și să vă repare pe un preț corect, negociat cu dumneavoastră. E, după părerea mea, este un lucru justificat. Și ne ocupăm să o rezolvăm. Alte întrebări. Acum, eu aș vrea cu întrebările, aveți grijă cu scaun. Păi sigur că da. Aveți alte informații că nu? Da. Răspunsul este da, apăsat.
ne asumăm și ne menținem și ne-am onorat în totalitate toate obligațiile care ne-au luat la intrarea în municipiul Onești. În afară de întârzierea cu programul investițional, ne-am ținut de cuvânt la virgulă și ne ținem de cuvânt în continuare. Părintele Bârgoanu vă poate confirma. Da, domnul consilier. Nu, eu beau apă de la robinet. Aici nu puteam să facem robinet. Ani de zile. Sunt destui pe lumea asta care trebuie să se trimiși la altă parte și să lase până în zonă de acel proiect care este rezultat de urmă la aștept de eliminare de vorbire și mai intervenția dumneavoastră a dus deja compania sau organizarea de altă pătăre cu colegii de cinturonești a un stat bun, nu sunt doar. Vă spune urmează pasul soluției foarte important, trebuie să stația de curare a apelor de la Jocere. Da. E foarte important pentru strada de Iisus. Acolo se fac soluții. Pentru că compania de apă a rezolvat problemele în final. Dar de vreo urmă. S-au discutat probleme legate de modificarea de legea de zonă publice. S-au discutat, și cu oameni și cu mare problemă. Dar acolo mă trebuie că s-ar putea să trece problemele. Care să ne împiedice atât pe noi ca beneficiar, dar și pe dumneavoastră de a dovedi responsabilitatea și conexiunile făcute cu orașul nostru. O întrebare. A spus în planul care a dat aici în plasa noastră că pe locul întâlnirii de poziții până o sursă de apă. Unde va fi amplasată zona de curaj pentru corectarea apei? A venit consultantul. Doamna Tofan, sunteți? Vă dăm un microfon să lămuriți. Haideți să dăm cuvântul. Domnul consilier, să dăm cuvântul consultantului să vă spun. Deoarece sunt insuficiente cantitățile subterane și nu-ți de cea mai bună calitate. E cu avizul pe atenție, nu fiți îngrijorați, pentru că ne monitorizează foarte, foarte sever direcțiile de sănătate publică, că este al lui județul Bacău. Deci, odată intrată în funcțiune această sursă de apă, dacă nu știți, vă spun eu, se prelevează probe de 4 ori pe zi, din 6 în 6 ore, se prelevează probe de către Direcția de Sănătate Publică și la cea mai mică neconformitate ar fi vai de mama noastră. Vă rog să aveți toată încrederea că această sursă de apă nu se face fără avizul Ministerului Sănătății. Apa este considerată conform ISO 22000, este considerată aliment în Uniunea Europeană. Această sursă, repet, se va face cu toate avizele și autorizările sanitare obligatorii și odată realizată, intră sub monitorizarea zilnică, odată la 6 ore, a Direcției de Sănătate Publică Bacău, cu care suntem obligați să încheiem un contract de monitorizare. Noi plătim, compania de apă plătește prelevările, ei vin și le fac, dar plătim deplasare, prelevare, laboratoarele lor, le fac la laboratoare la Bacău.
și facem acest contract, cum avem cu toate direcțiile de sănătate publică din cele 8 județe în care suntem prezenți, și nu este nici cel mai mic pericol pentru un cetățean din municipiul Bacău, de la bebelușul de 2 ani până la pensionari, în ceea ce privește calitatea apei. Nu. Și vă invit, dacă sunteți aici, cei care n-ați văzut, să vizitați laboratorul de analize. Da. Eu acasă beau apa de la robinet, deoarece apa de la robinet este o apă vie tratată, asta este o apă conservată. Dar nu dăm nume, ne dăm judecată. Aș vrea să ne începem pe 1 septembrie, dar trebuie să facem un contract de achiziții publice. Da. O completare pentru cei care nu cunosc sau nu cunoșteau vechiul sistem de alimentare cu apă în municipiul Onești. Până în 1989 exista o sursă, tot o priză de captare de suprafață, de pe albia râului Cașe. Deci, dacă până atunci era bună apa, dați-mi voie să cred că de aici încolo, adică după ce vom avea captarea de suprafață, pe totuși va fi mai bună. Pentru că tehnologia, performanța în tehnologie nu poate fi contestată de către nimeni. Am evoluat foarte mult din acest punct de vedere și există destule proceduri și tehnologii ca din apă sărată să faci apă potabilă. Vedeți, cei de prin deșert, de prin care nu au sursă de apă, fie că din mare extrag și se găsesc soluții, așa că nu am nicio îndoială că nu va fi o soluție bună. Poftiți? Păi, nu putem să perpetuăm sistemul ăsta, să cumpărăm apa de la Bacău, în primul rând datorită unui mare inconvenient. Să știți că dacă a fost un interval de timp mai mare în care a fost apa oprită, n-a fost din cauza numeroaselor probleme tehnice în aceste țevi de 60 de ani. De multe ori, crabul a avut mari probleme pe conducta de aliment pe care ne trimite apa la Onești. O spun cu tot regretul, atitudinea n-a fost întotdeauna cea mai corectă față de cetățenii municipiului Onești. Să ai avarie pe conducta care furnizează apă unui municipiu și să nu-ți pese că durează 2, 3, 4, 5, 6 zile, și ne-am confruntat cu aceste probleme și ne-am dus noi să-i ajutăm să repare. Deși în contractul de furnizare scrie foarte clar. Ei repară și ne facturează reparația. Stați puțin, că ne jupoaie. Și atunci este normal. Și nici nu garantăm calitatea apei care o primim de la ei. Noi ne-am luat măsuri și monitorizăm calitatea apei aici, am făcut contract cu Direcția Sănătate Publică Bacău, iar ne monitorizează și dânsii, că n-am încredere, eu care răspund inclusiv penal, dacă ar apărea o problemă de sănătate publică în municipiul Onești, n-am încredere să dau apa aia care vine pe atâția kilometri, să o dăm direct în robinetul unei familii din municipiul Onești. Atunci am luat măsuri suplimentare și cheltuieli suplimentare de analize și de monitorizare. Și chiar aici facem corecturi. Aici este gospodăria de apă, vă invit să o vizitați, care n-ați văzut-o, sigur o să vă placă. Chiar luăm anumite măsuri de corectare a proprietăților fizico-chimice ale apei. Mai clorinăm, mai extragem, punem niște reactivi neutralizatori, cu mare atenție pentru calitatea apei care ajunge la robinet. Și va fi benefic să fie sursa de apă a municipiului. Și dacă va fi sursa de apă a municipiului, ne va permite să ținem prețul la apă neschimbat. Pentru că astăzi, iertați-mă, o foarte, foarte mare procent din prețul apei, a fost chiar jumătate din prețul apei, ne-am certat cu ei, am ajuns la judecată, o reprezenta prețul apei brute furnizate de către municipiul Bacău. De către crab. Și atunci am prevăzut această investiție care va asigura calitatea și va asigura prețul rezonabil corect pentru cetățenii municipiului. Calitatea serviciului o să fie o mare problemă pentru ei, adevărat.
Să fie o mare problemă pentru CRAP dacă nu se modernizează și nu se restructurează. Și cred că se gândește dânsii cu îngrijorare să piardă un client care reprezintă foarte multe procente din veniturile lor lunare. Domnul ziarist, strategia noastră, sau domnul consilier, domnul ziarist, strategia noastră este să ne dezvoltăm continuu în România. Și dacă vom avea oportunitatea, nu o să o ratăm. Mulțumit? Da. Da, vă rog. Da, domnul consilier. Consiliul local a fost determinant. Președinte, imediat. Vă mulțumesc pentru problema ridicată și colegii mei de la Onești vor intra imediat în legătură cu dumneavoastră. Noi am făcut stații de hidrofor și să ridicăm presiunea pentru blocurile care au nevoie și asta trebuie, domnul Istrate, sunteți aici, domnul Șerbănescu, vă rog frumos în 2 săptămâni să le rezolvați toate problemele astea de presiune. Da, sigur că da. Aveți dreptate. Nu apar, pentru că vom da cu hidroforul și o să fie bine. Să vedeți că e o oameni de joc, dar mai
Eu asta vreau să o ridic ca problemă, că trebuie să avem grijă și de coloana, de țevile din apartamentele noastre, din blocul nostru, care de la un diametru, când au fost ele instalate în bloc, cât a spus dumneavoastră, azi mai au 1,2 mm. Și pe 1,2 mm cam greu să ajungă apa la centrala termică la etajul 10, dar trebuie să ajungă. Dar și astea sunt lucruri care trebuie făcute și trebuie să le facă proprietarii. Domnul primar dorea să spună ceva. Vă mulțumesc, domnul președinte. În încheiere, așa, nu știu dacă mai sunt întrebări, dar vedeți cum e cu scaunele. Sincer, mă bucur că, și nu mă așteptam totodată, ca domnul Racu să mulțumească. Și nu că nu are pentru ce, dar știu că dânsul este un om critic și autocritic, adică se critică și pe dânsul și critică și pe alții atunci când este cazul. Și vreau să vă spun, domnul Racu, că nu mă consider un om perfect. Am făcut, fac și bănuiesc că voi face și eu și greșeli. Dar vreau să vă asigur de toată buna mea intenție și de gândurile mele bune. Adică să știți că am depus foarte mult suflet și energie și nu mai vorbim de energie, de păr alb, de... pentru ca acest sistem să, și această companie să poată să ajungă la Onești și acest sistem să fie bine gestionat, pentru că realizam în primul rând gravitatea problemei. Ne-a trecut glonțul nu pe la ureche, prin ureche, dar n-a ajuns în cap, s-a dus undeva așa, tangențial. Și credeți-mă, foarte grav a fost. Urmează o nouă etapă, cum a spus și domnul Lemnaru, urmează o nouă etapă în care Raja trebuie să demonstreze că e compania noastră. Eu nu am nicio îndoială, să știți. Trebuie să demonstreze și am încredere că vor avea capacitatea și fizică și profesională să rezolvăm problemele și în Onești și să nu fim egoiști. Și în Onești și în alte unități administrativ-teritoriale unde prestează acest serviciu, 8 județe din țară totuși. Acum pot și eu să spun că Raja e o companie de nota 10 și vă spun și de ce. Cu poziția 10 aia în topul prețurilor la apă, pe poziția 10 la preț, nu e nici cea mai ieftină apă, nici cea mai scumpă, dar în afară de calitate, apa mai depinde, adică prețul apei mai depinde de ceva. Cu cât o apă e mai bună, cu atât e mai scumpă, este clar. Mai depinde și de costurile care conduc către acea calitate a apei. Apropo de sursa proprie de apă, apropo de cu cât se cumpără apa în acest moment de la CRAP, apropo de intervențiile în caz de avarii, apropo de infrastructura de 60 de ani. Adică, pentru a fi corecți 100%, trebuie să analizăm și aceste aspecte, pentru că altfel nu suntem corecți. Eu încă o dată țin să le mulțumesc, pot să spun colegilor de la Raja, țin să mulțumesc colegilor din Consiliul Local, celor care au înțeles, tuturor oneștenilor care au înțeles că lucrurile peste noapte nu se fac, nu există miracole. Trebuie să suportăm atâția ani, mulți ani, să avem câte 3 ore dimineața, 3 ore seara de apă. Cred că putem să fim îngăduitori și să credem că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Salut prezența în seara, foarte, o prezență generoasă, consistentă a unor, fie asociații de proprietari, fie văd directori de instituții de învățământ, fie văd oameni simpli din Onești sau angajații primăriei municipiului Onești. Vreau să, ziariști, bineînțeles, din Onești și nu numai, vreau să vă mulțumesc tuturor personal și vreau să aveți încredere. Știu, e foarte greu să ai încredere în ziua de azi în cineva, da, păi în ce spune cineva, dar recomand asta tuturor din sală, să aibă încredere și în mine și știe cineva la cine mă refer, să aibă încredere mult în mine, pentru că împreună putem face lucruri frumoase. Și chiar cred în asta, să știți, adică nu sunt într-o stare... Sunt un tip foarte rezervat de obicei când vorbesc, eu cred că întotdeauna trebuie să avem încredere. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună și oricând mai sunt solicitări vis-a-vis de sau clarificări pe care compania Raja trebuie să le facă. Da. Nu, n-ați spus, dar vă pregăteați să puneți una. Da. Bine, domnul director de la Ministerul Fondurilor Europene. Gata, terminăm imediat. Eu vreau să fac doar la dumneavoastră un apel.
că sunteți președinte de Federație de Asociații de Proprietari, vreau să fac un apel la foarte multă, foarte, foarte multă răbdare în anul viitor. Pentru că vor începe lucrările și transmiteți mai departe mesajul ăsta să aibă încredere și să aibă răbdare, pentru că va fi mai bine, niciun caz mai rău. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc mult de tot. Cred că trebuie să ne oprim întrebările, că